Cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, Trinitas TV vă invită în această perioadă să urmăriți mai multe programe speciale. În fiecare zi, la ora 7 și 20 de minute și apoi de la ora 12, sunteți invitați să aflați mărturii și evocări despre Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Evlavia la Sfântul Dimitrie cel Nou, Sinod și Sinodalitate, sunt doar două dintre temele ce vor fi dezbătute în cadrul emisiunii Cuvânt pentru Suflet în fiecare zi de la ora 14 și 30 de minute. Televiziunea Trinita s-a pregătit cu acest prilej și câteva filme documentare. Astfel, miercuri începând cu ora 13, puteți viziona filmul Putna, Ierusalimul neamului românesc, iar joi, începând cu ora 20 și 30 de minute, timp de o jumătate de oră ne vorbește părintele Teofil Părăian. În continuare, de la ora 21, vă puteți îmbogăți cunoștințele despre tiparul românesc din filmul documentar Școala și tiparul de la Macarie la Coresi. Tot joi, în ziua sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, începând cu ora 18, puteți urmări în direct etapa națională a concursului național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul, ajuns la ediția a noua. În fiecare seară, de la ora 18, puteți urmări în direct slujba privegherii, iar dimineața, de la ora 9, Sfânta Liturghie. Miercuri și joi, aceasta va fi transmisă în direct de la ora 9:30 de minute. Până joi inclusiv, jurnalul Trinitas este difuzat la orele 17 și 22.